Două tineri au fost pulberate pe trecerea de pietoni de un șofer beat marți seara, în timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. Un bărbat de 31 de ani din orașul Salcea a surprins și a accidentat două tinere, ambele de 21 de ani, una din localitate și cealaltă din Grănicești, aflate în traversarea regulamentară a străzii pe trecerea de pietoni, semnalizată corespunzător. Ele s-au angajat în trecerea străzii pe această trecere de pietoni. La conducătorul autoturismului, în față pe care le vedeți taxiul, a croșat-o pe una din persoane. Tinerele au fost transportate la Spitalul Județean Suceava. Victimele și conducătorul auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative pentru cele două tinere și de 0,52 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul auto, căruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal ce va fi soluționat procedural.